Eu sunt Vlad, merhaba, iar astăzi vă spun merhaba deoarece filmăm un episod în Turcia, mai exact la moscheea Selemim din Edirne. Haideți cu mine! Și acum vom pătrunde în moschee. Bun, și acum și câteva informații despre moscheea Selimie. Moscheea a fost construită la cererea sultanului Selim al II-lea, al XI-lea sultan al Imperiului Otoman, și a fost inaugurată la data de 14 noiembrie 1575. Moscheea a suferit mai multe încercări. Un minaret a fost lovit de fulger, iar în timpul primului război balcanic, artileria bulgară a provocat daune minore moscheii. Minaretele, cele patru minarete, au 83 de metri și au și balcoane ridicate în cinstea sultanului Selim al II-lea, drept un omagiu pentru el. Și cam asta este istoria moscheii. Și acum intrăm în curtea interioară. Acest lanț este pus pentru a te apleca înainte de a intra în curtea moscheii. Bun, am vizitat și moscheea Selimie din Edirne. Vă invit și pe voi, dacă veniți în Turcia, să o vizitați. Am realizat cu ocazia asta și un nou episod pentru seria Vlad. Eu am fost Vlad și până data viitoare, la revedere!